trăim într-o generație în care feminismul, egalitatea dintre bărbat și femeie și alte subiecte adiacente au foarte mare trecere în societate și ocupă un loc important în mentalul colectiv, în mentalul societății în care trăim. Problema este că aceeași societate promovează, apără, legiferează industria pornografică. În timp ce industria pornografică se bazează pe dominația bărbatului asupra femeii, pe abuzul bărbatului asupra femeii, pe utilizarea forței din partea bărbatului către femeie. Și atunci asta este o inconsecvență crasă în care societatea noastră se bălăcește și din punctul meu de vedere ar trebui să terminăm cu toată vorbăria asta despre egalitate până nu rezolvăm o cauză principală care îi face pe bărbați să fie abuzivi, să fie dominatori și să folosească forța față de sexul feminin, adică pornografia.